crește alarmant numărul infectărilor cu noul coronavirus. Joi au fost confirmate 184 de cazuri noi de COVID-19 după procesarea 5672 de teste. Dintre cazurile noi, 26 sunt de import, iar 4 în rândul cadrelor medicale. Totodată, încă 3 oameni au fost răpuși de noul coronavirus. Ultimele victime sunt 2 bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 67 și 82 de ani. Astfel, bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova a ajuns la 6.253. Potrivit Ministerului Sănătății, în spitale sunt internați 321 de pacienți, dintre care 55 se află în stare extrem de gravă, iar 11 sunt intubați. Pe parcursul zilei de joi, 109 persoane s-au vindecat de COVID-19.